de la Partidul Național Liberal. Se poate acest lucru? Eu îmi doresc să construim o coaliție normală, funcțională, și cred că deja ar trebui să ne grăbim să finalizăm aceste discuții în ceea ce privește primul ministru. Mi-aș dori un program de guvernare clar cu prioritățile și urgențele românilor din acest moment, ținând cont că va veni iarna și să ne pregătim pentru valul 5, și pe urmă un program de guvernare pe termen mediu până în 2024. Astăzi, mai mult ca sigur, că se va finaliza acest program de guvernare pe toate capitolele, și social, și justiție, și așa mai departe. Mai mult ca sigur că Partidul Social Democrat va face astăzi un Consiliu Politic Național, unde va decide primul ministru desemnat, așa cum am și spus că o să o facem. Dar cel mai important este să nu construim ceva în ne ținând cont de absolut nimic, numai de interese personale. Trebuie să ținem cont, în primul și în primul rând, de voința românilor. Vă reamintesc că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile generale. Dacă vom construi ceva normal și vom ține cont, în primul rând, de voința românilor, sunt ferm convins că va fi o coaliție funcțională și vom avea un guvern al României eficient. Spuneți că PSD a câștigat alegerile. Ce înseamnă acest lucru? Nu spun eu, românii au spus. Așa, ce înseamnă acest lucru în traducere? Că PSD nu este dispus să cedeze funcția de premier Partidului Național Liberal, Eu încerc să așez lucrurile într-o normalitate. Cu adevărat, cu adevărat, de aceea există negocieri. Așa. Mai mult ca sigur, astăzi vom avea un Consiliu Politic Național și vom decide cine va fi primul ministru desemnat din partea Partidului Social Democrat, și o să-mi iau o anumită marjă de negocieri de la colegii mei. Deci, în mod cert, PSD va avea propria nominalizare de premier. Dar pentru deja rotație, este o decizie că avem o rotație și normal să avem un prim-ministru desemnat. Și acest premier pe care urmează să-l decideți astăzi ar putea să fie al doilea premier prin rotație, sau veți propune că să fie premier? Revin la voturile românilor. Adică deci primul premier. Să fie logic, primul. Din moment ce Partidul Social Democrat a câștigat alegerile, e normal să solicităm atunci, prima rotație să fie la Partidul Social Democrat. Și atunci există negocieri. Așa. Vom găsi o cale astfel încât să creăm, să nu iasă nimeni păcălit. Fiindcă întotdeauna când s-au făcut coaliții în care a ieșit cineva păcălit, acea coaliție nu a funcționat. Și acest lucru s-a reflectat în nivelul de trai al românilor. Atunci, mergem mai departe, în negocieri, dacă ne spuneți, în negocieri. Există negocieri. Dacă doriți, vă invităm la negocieri, să vedeți exact cum le deblocăm. Pozițiile celor două partide acum sunt contradictorii. Cred că am fost, este și normal să fie. Este și normal să fie. Este și normal să fie contradictorii. De aceea există negocieri. Eu sper că astăzi să închidem toate aceste negocieri. Poate cât să fie premier în continuare? Am răspuns. Dacă vreți să vă răspund în fiecare dimineață la aceeași întrebare și să creăm o tensiune în ceva, în ceea ce dorim să construim, nu vă mai răspund. Cam obosit. Foarte bine. Foarte bine. Intrăm într-o normalitate. Și sunt ferm convins că și domnul Florin Câțu va înțelege această normalitate, că nu poate să vină în acest moment primul ministru al României pe ce a fost demis, atunci cu certitudine ne vom înțelege. Dacă nu Florin Câțu, PSD ar putea să accepte un alt premier PNL în primă fază? Vă repet, de aceea avem negocieri. Astăzi Partidul Social Democrat va face un Consiliu Politic Național și va decide să avem prim-ministru și să respectăm voința românilor. Deci în negocieri sunteți dispuși? V-am răspuns, cred că... Dar ce sunteți dispuși să lăsați în aceste negocieri? Merg un pic mai departe, un pas vreți mai departe. Vreți să le facem negocieri? Haideți să-l invităm și pe domnul Florin Câțu și le facem cu dumneavoastră aici în curte la PSD. Mulțumesc!